și se cuvine să începem a mulțumi Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, dar inter am făcut acest lucru și oficial, pentru sprijinul financiar acordat în cadrul unui program de asistență tehnică, program care a oferit tuturor agențiilor de dezvoltare regională fonduri pentru a se achiziționa, reabilita, extinde spațiile de pentru a funcționa aceste instituții. De asemenea, să mulțumesc tot pentru sprijinul acordat în etapa de reabilitare a investiției celor 5 consilii județene. Să mulțumesc Primăriei Craiova, cu care am avut în mod constant un dialog și se și văd de aminte rezultatele. Și nu în ultimul rând să mulțumesc echipei de proiectanți, arhitect și domnului diriginte de șantier, cu care am colaborat foarte bine. Vreau să vă spun că investiția, realizarea ei a durat foarte puțin, termenul a fost foarte scurt. După cum știți, noi am reușit să ne mutăm în luna februarie, timp în care am mai și comandat mobilier, așa cum ați văzut, lucrăm cu foarte multe documentații și am încercat să ne punem puțin la punct în acest sens. Este un exemplu elocvent de mobilizare și din momentul în care programul de asistență tehnică ne-a oferit șansa ca instituția noastră să aibă o identitate proprie, astfel încât am reușit, cum v-am spus, să extindem clădirea cu încă un etaj, să refuncționalizăm acest edificiu, păstrând elementele de arhitectură existentă și, de asemenea, să avem dotări aferente unei clădiri. Prima astăzi, la un eveniment foarte important din viața urbei noastre, din viața județului, din viața regiunii, la realizarea și punerea în operă a unei clădiri monumentale, la un sediu, așa cum îl merită Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, care în acești ultimi ani a devenit portrapelul investițiilor din regiunea Oltenia. Ne face o deosebită plăcere să spunem că în această perioadă de timp am câștigat toți prin maturitate, prin experiență, prin legăturile foarte strânse pe care le avem cu tot ce înseamnă Oltenia. Iată că programul operațional regional, care este cel mai aproape de cetățean, a fost și cel mai bine pus în operă. Toate cele 5 județe ale regiunii Oltenia au primit pe fiecare act de dezvoltare bani consistenți cu care și-au rezolvat o parte din problemele cu care se confruntau și care îi preocupă în continuare. Ne așteptăm că și în continuare pe programul operațional regional să vină mai mulți bani. În acest moment în care se vorbește din ce în ce mai mult despre regionalizare, nu știu alții cum sunt vorba lucreangă, dar la noi aici este o situație mai deosebită și din fericire bună, că 5 președinți de consilii județene și directorul Agenției de Dezvoltare, împreună cu primarii municipii de reședință de județi, au o colaborare foarte bună și noi credem că asta înseamnă regionalizare la noi. ADR-ul este gata să facă pasul următor dacă primește personalitate juridică și cred că această experiență o poate pune în opera cetățenilor. Vă vorbesc, dacă vreți, și numele președinților de consilii județene, pentru că eu sunt singurul prezent astăzi aici. A fost un efort din partea fiecăruia, în funcție de populația fiecărui județ, și în acest moment suntem mândri că a ieșit un spațiu așa de bun și așteptăm în continuare programe europene cu mai multă forță pentru această regiune. Vă felicităm pe dumneavoastră, îi felicităm pe toți cei care au contribuit la realizarea acestui spațiu și, de ce nu, la mai multe. S-a vorbit și se vor face eforturi pentru a se atrage sume suplimentare, pentru că s-a demonstrat în cazul acestui program destul de complex că avem capacitatea să, și în special autoritățile publice locale, să depună proiecte foarte bune, proiecte pertinente și se vor identifica surse suplimentare pentru a putea finanța aproape tot ce avem de pus în acest moment în cadrul programului operațional. Eu cât se poate de respectat, pentru că e o clădire care impune respect. În primul rând, era un lucru absolut necesar, acest sediu. Eu am numai amintiri plăcute și despre această clădire, și despre ADR, și despre
constructor, pentru că unul dintre constructori, în momentul de față, sau construct unul din constructori la centrul multifuncțional, este cel care a realizat amenajarea acestei clădiri. Deci, o să am un termen de comparație atunci când va lucra acolo și o să cer cel puțin aceeași calitate ca aici. Iar în ceea ce privește modul în care am reacționat noi la această lucrare, a fost unul cât se poate de firesc, pentru că, într-adevăr, zona din fața acestei clădiri, parcul, necesita o reamenajare, o regândire, o reașezare. Vom mai avea încă două, trei intervenții până în doamnă la acest părculeț și la zona limitrofă, alei, parcări și așa mai departe, pentru că suntem în centru Craiovei și e un lucru, două deja sunt semnate, una este în lucru, pasajul supraterant, cel de-al doilea centru multifuncțional. De săptămâna viitoare vor intra constructorii pe teren. În momentul de față, din câte am înțeles și mulțumesc doamne directoare, contractul pentru cele 6 străzi este primit la Ministerul Dezvoltării și urmează ca în următoarele săptămâni să terminăm. Cred că în cel mai curând timp și pasajul supraterant va merge acolo, pentru că sunt foarte apropiate ca stadii de lucrări. Iată că, exact, suntem în licitație în momentul de față, tema de proiectare, am lansat licitația pentru SF-ul și PF-ul și sperăm ca în două luni să venim și cu seria de finanțare și cu tot proiectul de pus. Iată că...